Câțiva angajați din Horeca, dar și artiști, ospătari și manageri de localuri din Maramureș au ieșit ieri în stradă ca să protesteze pașnic împotriva închiderii restaurantelor și cafenelelor. Aceștia doresc să tragă un semnal de alarmă asupra urmărilor pe care aceste decizii le au asupra activității lor. Acest domeniu Horeca, ce cuprinde hotelul, restaurante, cafenele, nu este vorba numai de lăutari sau muzicieni, este vorba de ospătari, de manageri de restaurante, care, din câte știu eu și sper că nu mă înșel, e vorba de 1.200.000 de persoane care de 8 luni de zile sunt șomeri, cu alte cuvinte, și cred că o să mai continue încă o perioadă lungă ca să fie șomeri și de acum încolo și facem un apel, cumva, nici apel nu pot să zic, rugăm guvernul să se gândească și la acest domeniu, Horeca, să se gândească la, la o soluție, să găsească niște soluții pentru noi. Ok, nu-i voie să fie evenimente de 1000 de persoane, 200 de persoane, să găsească o soluție să fie cât de cât să putem supraviețui. Pentru că toți oamenii ăștia ce sunt în spatele meu și ce urmează acum să vină, doar acum au început să vină, toți oamenii ăștia au familii de întreținut, au copii. Și vă dați seama că e foarte greu să trăiești ziua de azi fără un salariu și să aștept să se facă zile mai bune și nici nu știi când. Să știți că toți care vin aici în piața Revoluției mai mare, să nu credeți că nu cred în COVID, că am auzit discuții cum că nu am crede în COVID. Credem în COVID, dar asta nu înseamnă că trebuie să trăim 10 ani dacă COVID-ul o să persiste 10 ani. Nu trebuie să trăim 10 ani acum în casă, pentru că efectiv social nu este posibilă chestia asta. Deci rugăm guvernul și autoritățile la București să se gândească la o soluție pentru Horeca. Este un protest pașnic, oameni pașnici, am venit să ne spunem pofurile. Cei care au ieșit în stradă spun că nu-și permit să își sisteze activitatea încă o dată, deoarece și ei au familii de întreținut. Ne-a afectat foarte mult, dacă să ne gândim din luna martie, noi stăm acasă. Bun, trăim din economii, dar nu mai poți să trăiești din economii la nesfârșit. Văd în vedere că cazurile de COVID cresc și s-ar putea să se ia unele măsuri cam drastice în următoarea perioadă, cum vedeți acest segment de afaceri? Acest segment de afaceri îl văd deja intrând în... Îl văd la pământ, aproape la pământ. Dacă mai continuă mult așa, o să vedeți foarte multe falimente din partea firmelor și aici mulți o să spună că, băi, voi ați făcut bani cu muzica sau restaurantele au bani, da, gândiți-vă un patron de restaurant, câte familii întreține, cum ar veni prin salariile prin care le dă angajaților. Deci toate aceste familii de ospătari, bucătari, barmani, muzicieni, magazine de rochii de mireasă, patiserii, toate domeniile astea de 8 luni de zile sunt la pământ și vor continua să fie la pământ pentru că guvernul nu se gândește, efectiv ignoră total să se gândească la o soluție în privința asta. Guvernul mai trebuie să se gândească că România funcționează datorită firmelor, nu datorită, nu știu, instituțiilor de stat. Funcționează mai mult din, cum să zic, bugetul foarte mult vine din partea privatului. Și ei au ignorat total să găsească o soluție minimă. N-a zis nimeni să găsească o soluție să fie cum a fost, dar cât de cât să găsească o soluție pentru a funcționa, pentru a supraviețui, cu alte cuvinte. Artiștii precizează că odată închise, restaurantele și activitatea lor este blocată. În plus, aceștia spun că nu au alte alternative de a câștiga bani în această perioadă. În primul rând a afectat tot, pentru că să faci înregistrări la studio, tu depinzi de niște bănuți, care noi nu mai câștigăm. Și în al doilea rând, și acum decizia asta se va foarte așa, direct, scurt. Noi ce evenimente? Clar, am respectat condițiile, evenimente cu oameni mult mai puțini,
Dar cât o fost, 50 de persoane sau 30 de persoane, noi mai trebuie să avem câteva evenimente de care noi depindem. Pâinea noastră, muncim, nu ne distrăm. Deci noi când mergem să cântăm, noi cântăm, nu mergem să bem, să ne distrăm. E munca noastră, așa cum fiecare om, unui șofer, unui zidar, unui... Noi muncim pentru asta și dintr-o dată se tai tot. Având în vedere că aceste evenimente, restaurante, terase, nu mai funcționează, cât de mult afectează financiar? Sunt o grămadă de oameni care lucrează în sistem. Păi afectează foarte mult, pentru că din asta trăim. Și eu și soția mea avem o afacere a noastră, avem formația noastră, avem încă 5 oameni pe care trebuie să-i plătim. Avem copii, avem... trebuie să punem ceva și pe masă. Nu se rezumă doar la muzică, adică sunt multe, se leagă de domeniul ăsta, corect. Sunt ospătați, sunt bucătați, sunt... deci fiecare învăța să facă ceva și dintr-o dată nu mai poate să facă. E foarte greu să treci de la o activitate care ai făcut-o ani de zile, să te apuci de ce? Că nimic nu mai funcționează, toate se leagă una de alta. Domeniul și să vrei să te apuci de altceva, nu ai de ce să te apuci, pentru că în țara asta știm cu toții, e foarte greu să-ți găsești un job, e foarte greu să lucrezi, să faci niște bănuți, pentru că nu sunt locuri de muncă. Nu ai unde să lucrezi, efectiv. Deci nu ai ce să faci, efectiv. Și plus, noi facem asta nu de un an, doi. Facem asta de foarte mulți ani. E afacerea noastră, e munca noastră. Și dintr-o dată, de la o zi la alta, că dacă am fi știut, uite, peste 3 luni, se interzic evenimentele. Poate și noi ne-am fi gândit altfel, le-am fi calculat altfel lucrurile. Acum, dintr-o dată, tai tot și spui, sunt strict interzise. E foarte simplu tu să spui strict interzis când noi nu avem ce să mâncăm, nu mai avem ce să punem pe masă. Plus că vine iarna. Acum, cheltuielile duble față de cum ar fi normal să fie. Și ne spui că stop joc. Nu e imposibil așa ceva. Și nu e nicio statistică care să spună că, uite, din domeniul ăsta, Horeca, de aici sunt cele mai multe cazuri. Deci au fost alegerile, au început copiii școala. De ce doar aici? Aici sunt foarte multe cazuri. Doar dacă s-au deschis restaurantele cu 20 sau 50 de persoane, sunt foarte multe cazuri. Dar când au fost alegerile cu sute de oameni, când au început copiii școala, statistica aia unde? Deci doar din domeniul ăsta, aici, de aici au început toate și nu ni se pare normal și vrem să muncim, că atât nu cerem altceva. Deci sunt săl de evenimente unde poți să intre 1000 de oameni, unde s-ar putea face un eveniment mai micuț, cu respectarea normelor, cu distanțare, cu tot ce există. Deci nu poți, pentru că și noi muncim, pentru facem lucrul ăsta și am repetat, nu facem de un an, doi, ca să zic, bă, nu mai contează de mâine ce fac. Am făcut asta de când mă știu, am făcut școală pentru așa ceva. Și de mâine ce fac? Mă fac zidar, nu-i problemă, mă fac. Dar unde mă fac zidar? Ca să mă fac zidar trebuie să am niște ani de experiență, să știu ce am de făcut. La fel ca și în muzică, nu oricine poate cânta. Reprezentanții guvernului au anunțat recent că evenimentele private, precum nunți, botezuri sau mese festive, atât în spațiile deschise cât și la interior, vor fi interzise pe plan național până la scăderea numărului de cazuri de coronavirus.